Bună dimineața! Mulțumesc frumos că a răspuns invitației de a participa la această conferință de presă. Alături de mine, invitata zilei la Universitatea de Vest din Timișoara și nu numai, pentru că agenda doamnei ministru cuprinde mai multe evenimente. Așa cum am spus, este doamna ministru a Educației, Ligia Deca. Principalul eveniment la Universitatea Vest din Timișoara este o conferință a universităților europene din România, Royal European University. Sunt 17 universități membre acestui organism, universități care fac parte din diverse alianțe europene, alianțe finanțate de Comisia Europeană în două, să spunem, valuri de proiecte. Conceptul de universități europene este unul de foarte important pentru Universitatea România, pentru că schimbul de bune practici cu ceea ce înseamnă universitățile din multe țări ale Uniunii Europene este benefic pentru studenți, cadre didactice și pentru tot personalul din universități, dar și pentru comunitate, pentru că sunt entități din mediul economico-social implicate în aceste alianțe europene și, în final, scopul este modul cum răsfrângem aceste experiențe din cadrul acestor alianțe asupra comunității. Mulțumesc și eu, domnule rector, mulțumesc și bună ziua tuturor. Mă bucur să mă aflu din nou la Timișoara, la Universitatea de Vest din Timișoara. Este întotdeauna o plăcere să mă aflu aici, dar cu atât mai mult în anul în care Timișoara este capitală culturală. Evenimentul de astăzi cred că subliniază încă o dată rolul de integrator al Timișoarei, atât din punct de vedere al tendințelor de internaționalizare în învățământul superior, cât și din punct de vedere al caracterului multicultural al comunității academice și al orașului în sine. Avem 17 universități românești membre în alianțe europene. Asta înseamnă peste o treime din universitățile de stat din România și, dacă ne uităm la numărul de studenți, aproximativ 60% dintre studenții din România în acest moment studiază în universități parte a acestor alianțe europene. Având în vedere accentul pus de Comisia Europeană pe reușita acestor proiecte de alianțe europene, mă bucur că există în România o alianță consolidată, românească, a universităților care au parte de această experiență europeană și internațională. Mă bucur că avem universități românești parte a proiectelor pilot care testează instrumente europene, de la utilizarea microcertificărilor și până la cum putem să avem diplome cu etichetă de diplomă europeană. Deci cum putem să reducem din limitările birocratice din statele europene, în așa fel încât aceste campusuri europene, am putea să le spunem, să emită diplome europene care, prin care să se certifice atât experiența multistat a absolvenților, cât și nivelul ridicat de calitate al programelor pe care, cu siguranță, aceste alianțe le dezvoltă. Tot astăzi, în Timișoara, am plăcerea să semnez contractul pentru campusul de învățământ dual tehnologic. Contractul se va semna la Universitatea Politehnică din Timișoara, liderul de parteneriat. După care, tot așa, voi avea ocazia să semnez alte contracte de finanțare în contextul Planului Național de Redresare și Reziliență, contractul care vizează microbuzele verzi pentru învățământul preuniversitar, pentru a facilita accesul elevilor din localitățile îndepărtate rurale la educație, cât și contractul care privește serviciile complementare de educație timpurie. Aceste contracte se vor semna la Consiliul Județean Timiș, după care am un nou moment în contextul festiv al începutului de an universitar și anume inaugurarea anfiteatrului de la Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor a Universității de Vest Timișoara, urmând ca în a doua parte a zilei să am și niște momente în județul Arad care privesc învățământul preuniversitar. Vă mulțumesc tare mult și abia aștept să trecem împreună prin momentele zilei de astăzi.
Parteneriatul acesta privind campusul de învățământ dual este unul într-o alianță pe universităților din Timișoara, pentru că fac parte a Universitatea Politehnică, Universitatea Vest din Timișoara și Universitatea de Agronomie, împreună cu o multitudine de parteneri din mediul de afaceri. S-a ținut în județul Timiș, la Buziaș, în septembrie, o întrunire a Școlii pentru Integritate Academică. Nu e prima întrunire, care s-a terminat cu o rezoluție. Avem o problemă cu integritatea academică, mai ales când e vorba despre plagiat. Avem o multitudine. Aș vrea să știu, în primul rând, dacă cunoașteți această rezoluție și, dacă nu o cunoașteți, să-mi spuneți care este poziția dumneavoastră față de numeroasele plagiate, deja unele confirmate. Mergeți la Arad. La Arad avem un caz foarte grav de plagiat care a fost deja sancționat, pierdut în instanță și e vorba chiar de un rector, nu chiar de oricine. Aș vrea să vă cunosc poziția în această problemă pe care, sigur, societatea o consideră importantă și gravă. Mulțumesc! Problema plagiatului este parte a unei probleme mai ample vis-a-vis de integritatea în mediul de învățământ superior. Consider că toleranța în ceea ce privește plagiatul în universitățile românești trebuie să fie zero. În acest sens, cred că avem nevoie, în primul rând, de o cultură de integritate în universități. Asta înseamnă prevenție, asta înseamnă că nu numai lucrările de finalizare de ciclu, că vorbim de doctorat, masterat sau licență, trebuie să fie verificate din acest punct de vedere. Consider că orice examen sau evaluare trebuie să asigure condiții de integritate și cred că abaterea de la regulile de integritate trebuie sancționată în primul rând în universitate și după aceea sigur că da, și în context național, atunci când lucrurile sau situația o impune. Nu cunosc rezoluția despre care faceți vorbire, dar mi-ar face plăcere să o pot consulta. Iar în ceea ce privește ce facem noi în continuare, legea învățământului superior, recent intrată în vigoare, prevede o serie întreagă de sancțiuni foarte clare, nu numai pentru cei care au plagiat efectiv, ci și pentru cei care au permis acest lucru, fie că vorbim despre îndrumător, comisia din universitate sau cei care nu s-au asigurat că sistemul instituțional care ar trebui să sancționeze plagiatul funcționează. Aici sunt sancțiuni pentru școlile doctorale în sine sau pentru instituții. De asemenea, considerăm că o mai mare transparență ajută la prevenirea actelor care încalcă normele de integritate academică și atunci orice lucrare de doctorat, înainte de a putea fi susținută, trebuie să stea 90 de zile în transparență, în așa fel încât ea să poată fi consultată și dacă există probleme de integritate, să poată fi sesizate comisiei înainte ca ea să fie susținută de către candidat. Asta având în vedere și decizia Curții Constituționale, care, din păcate, limitează perioada până la care se poate interveni cu anularea titlului de doctor, pentru că, spune curtea, la un an după intrarea în circuitul civil nu se mai poate lua o măsură juridică și aici cred că trebuie să punem cu atât mai mult accentul pe prevenție, pentru că, sancționarea nu morală, ci juridică a celor care au plagiat este limitată în timp. Mulțumesc. Încă de săptămâna trecută, când am fost martorii unor ingerințe politice în deschiderea anului universitar la SNSPA, am fost foarte clară în a spune nu propagandei politice în școli și în universități. Școlile și universitățile trebuie să fie spații în care se dezbat idei și în care se desfășoară procesul didactic de predare-învățare. Legea spune foarte clar că nu este permisă propaganda politică nici în spațiile universitare și nici în școală și cred că acest mesaj este cu atât mai important cu cât vom intra într-o perioadă preelectorală, electorală și trebuie ca toți
cei care intră în cursa electorală să respecte spațiile educaționale ca atare. Este îngrijorător ce îmi spuneți, apropo de întâlnirea de sâmbătă, vom verifica și noi, pentru că propaganda politică, din nou, nu ar trebui să se desfășoare în spațiile universitare, iar dacă așa ceva s-a întâmplat la Arad, trebuie să vedem exact care este situația și ce măsuri se impun. Există posibilitatea ca Ministerul să verifice respectarea prevederilor legale și să dispună, în cazul în care se constată încălcarea prevederilor legale, măsuri. O să verific și eu atât ceea ce s-a întâmplat, cât și care pot fi măsurile pe care Ministerul le poate lua în aceste cazuri. Trei întrebări pentru noastră, dacă îmi permiteți. Prima dintre ele, cum percepeți situația remunerării directorilor de școli din învățământul preuniversitar? Această situație raportată la salariul multora dintre profesori care au o experiență în învățământ de peste 25 de ani cu gradele didactice și poate și cu gradația de merit. Deci aceste salarii sunt mult mai mici. Va rămâne această situație la fel în continuare sau se va schimba? Această situație, dacă ne uităm la reglementările din grila de salarizare, datează din anul 2017. Odată cu momentul în care s-a ajuns la maximul pe grilă, în anul 2022, aceste diferențe s-au acutizat. Iar în momentul în care au avut loc creșterile salariale în luna iunie acestui an ca urmare a protestelor, această diferență s-a făcut și mai mare, pentru că creșterea s-a făcut pentru cadrele didactice, care desfășoară doar activități didactice, pe salariul de bază, la care se adăugau gradațiile de vechime. În cazul directorilor se aplică pe salariul care nu are astfel de gradații de vechime. Deci este o anomalie pe care trebuie să o corectăm în grila de salarizare din învățământ. Această grilă este inclusă în legea salarizării unitare, iar cei care trebuie să o modifice sunt colegii de la Ministerul Muncii. Noi am semnalizat această problemă încă din vară, am transmis și propuneri pentru remedierea ei Ministerului Muncii și primului ministru. A avut loc o întâlnire cu reprezentanții sindicatelor în educație acum câteva săptămâni și s-a promis o rezolvare a acestei chestiuni. Știu că există și în Parlament, pe circuitul parlamentar, o inițiativă legislativă menită tocmai să rezolve punctual această inechitate. Oricum, noua grilă de salarizare în educație, care a fost elaborată împreună cu reprezentanții sindicatelor, adică Ministerul Educației, reprezentanții sindicatelor și acum și Ministerul Muncii, corectează această problemă. Știu despre problemă și înțeleg foarte bine dificultățile. Am mare încredere însă că directorii vor înțelege că este o chestiune tranzitorie și îi rog să rămână în responsabilitățile pe care le exercită și acum, pentru că mă aștept ca în timp relativ scurt să avem o soluție. Așa cum cunoaștem de titularizare, acești candidați sunt mulți dintre ei care obțin note mari, chiar note de 10, sunt nevoiți, conform cadrului legislativ, să susțină acest examen în fiecare an, chiar dacă au obținut media, nota maximă, nu doar atât ca să poată avea un post într-o unitate de învățământ, nu doar atât, ei sunt obligați la anumite discipline să opteze pentru mai multe școli pentru a putea să-și formeze catedra completă. Care este percepția dumneavoastră față de această situație, în condițiile în care se spune că nu tocmai cei mai buni absolvenți ai universităților se îndreaptă spre învățământ din cauza salarizării, dar acesta este un alt aspect care îi împiedică să perpetueze o situație la nesfârșit. Tot ceea ce ține de legislația secundară va fi reanalizat, pentru că acum, pe noua bază legală, avem 8 luni la dispoziție pentru a pune în practică tot ceea ce ține de implementarea noilor legi, inclusiv lucrurile care țin de licențierea în profesia didactică, fostul definitivat, titularizare, mobilitatea personalului didactic,
toate aceste acte normative secundare vor fi revizuite și vor fi puse în consultare publică. Ne dorim să corectăm tot ceea ce nu a mers bine până acum. Că vorbim despre modul în care se desfășoară examenul de titularizare, dacă acolo sunt propuneri de îmbunătățire, că vorbim despre timpul pe care un cadru didactic titularizat într-o anumită unitate de învățământ îl petrece în acea unitate de învățământ, pentru că avem cadre didactice care se titularizează pe un post titularizabil, după care se transferă la începutul anului școlar, ceea ce vulnerabilizează multe școli. Deci ne dorim să reparăm din ceea ce nu a mers bine și pe bazele pe care noua lege le oferă, să putem să dăm o traiectorie a profesiei didactice, a carierei didactice, mult mai atractivă pentru absolvenții de învățământ superior sau de programe dedicate pentru profesia didactică, și aici mă refer inclusiv la masteratul didactic sau la licența cu dublă specializare, care de asemenea beneficiază de burse consistente, tocmai în ideea de a atrage cei mai buni absolvenți. Este un efort conjugat de legislație secundară, parcurs de carieră didactică, condiții salariale și condiții la locul de muncă, în așa fel încât să putem da din nou prestigiul și atractivitatea acestei profesii. Mulțumesc. Ultima întrebare. Aș dori să vă întreb, se desființează învățământul profesional în forma pe care o știam sau va fi înglobat în filiera tehnologică a liceelor? Nu se desființează nimic, se extinde. Vorbim despre rută completă de învățământ dual. Pentru a elimina confuziile, nu vom mai avea învățământ profesional și învățământ tehnologic. Ruta se va numi învățământ tehnologic și de la finele, de cred că 2029-2030, vom avea exclusiv învățământ dual în România. Ceea ce ne propunem este ca pe ruta de liceu tehnologic, după 3 ani, dacă candidatul dorește, să poată să iasă în piața muncii cu examen de certificare pe nivel de calificare, pe nivelul 3 de calificare în cadrul calificărilor. Asta înseamnă exact ce se întâmplă cu școala profesională acum. În cazul în care își dorește să aibă un nivel mai ridicat de calificare, poate să termine clasa a 12-a și să-și dea examenul respectiv de certificare. Dacă dorește să meargă mai departe, nivelul 5, post-liceală, colegiu terțiar non-universitar, atunci, sigur, merge mai departe. Sau, dacă vrea învățământ superior, dă și examenul de bacalaureat adecvat profilului tehnologic și poate merge mai departe. Una din principalele probleme de atractivitate a rutei profesionale tehnologice duale era tocmai această greutate în a merge mai sus pe nivel de calificare și chiar de a ajunge în învățământ superior. Ne dorim pe modelul altor sisteme de succes, modelul german, modelul austriac, să putem permite învățământ dual până la ultimul nivel de calificare. Am mai vorbit despre aceste subiecte. Cred că avem de multe ori o confuzie între ceea ce se găsește în programele școlare și ceea ce este reflectat în manual. De multe ori se parcurge manualul mai degrabă decât programa școlară. De asemenea, programa școlară, cel puțin pentru ciclurile unde curricular s-a făcut reforma, adică, de exemplu, ciclul primar sau ciclul gimnazial, există această flexibilitate pentru cadrul didactic să se adapteze colectivului de elevi pe care îl are în față. Apropo de greutatea ghiozdanelor, aici sunt soluții. Prin PNRR s-au dotat toate sălile de clasă cu echipamente digitale, avem laboratoare de științe, avem un site pe care avem toate manualele școlare în format electronic și unele dintre ele interactiv. Deci ar exista posibilitatea ca elevii, pe echipamentele digitale pe care le au deja în clasă, să urmărească lecțiile fără să mai fie nevoie să care în ghiozdan manuale pentru toate disciplinele din ziua respectivă. De asemenea, cred că în școlile unde s-au făcut dotări în săl sau se vor face în acest an școlar, pentru că avem peste 5.000 de școli care vor avea dotări ca urmare a investițiilor din PNRR, pot exista dulăpioare unde să-și poată lăsa manualele sau, mă rog, caietele de lucru, în așa fel încât să nu trebuiască să le ducă acasă în fiecare zi. Deci toate aceste chestiuni se pot rezolva. Iar în ceea ce privește notele acordate sistemului, mă iertați, dar nu cred că putem avea o notă per sistem. Cred că putem avea o evaluare individuală a situației în fiecare școală. Dar știți că, totuși, aceste
table interactive nu sunt peste tot și nici nu sunt folosite chiar dacă... Deci ce ar trebui făcut? Ar trebui mai mulți profesori să se adapteze mai rapid la aceste noi tehnologii, pentru că avem cu toții copii, sau câțiva dintre noi și de aici, și știm ce se întâmplă în școli, de la teorie la practică, e o diferență, să știți. Este un efort care, sigur, se desfășoară pe o perioadă mai lungă. Avem, de exemplu, în PNRR 100.000 de cadre didactice formate pentru a crește nivelul de competență digitală. Deci lucrurile se schimbă. Sigur, poate mai încet decât ne-am dorit noi toți cei care avem copii în școală. Însă există soluții și pentru abordarea mai pe lucrurile esențiale a programelor și a disciplinelor școlare și pentru ce înseamnă încărcarea din punct de vedere fizic a ghiozdanelor. Trebuie doar să ne propunem să facem o schimbare în bine.